Eu cred că lipsa banilor. Și cei mici și cei mari fură? Da, și cei mici și cei mari. Cei mici, așa de 2 ani, sigur ăia nu or să fure, dar fură cei care sunt la școală. Aia fură sigur. Pentru că nu are. Părinții n-au de unde să-i dea bani și atunci fură și ei ce-ți fac. Sărăcia. Sărăcia. Nu le ajunge bani, se apucă de furat. O parte și părinții, o parte și copiii, că văd fel de fel. Vedeți că merge pe stradă, iese de la școală și atâta se mai pup și atâta. Trece un om bătrân, dar nu îi au un pic de sâmț, dar nu, nimic, n-au un pic de sâmț. Atât. S-au schimbat tinerii. S-au schimbat tinerii, e lumea reală. Potrivit datelor statistice, infracționalitatea a crescut îngrijorător la nivelul județului Vaslui în ultima perioadă. În momentul de față, infracționalitatea în județ, să știți că tot în creștere este față de perioadele anterioare. La semestru, ne apropiem și acum de semestru, pe 5 luni am trecut de 5600 de infracțiuni sesizate. În anii anteriori, în anii așa, aceste infracțiuni erau pe tot anul. Acum, la anual, trecem de 12 mii de infracțiuni sesizate. Îngrijorător este numărul tentativelor de omor ce au loc în județ și care sunt în continuă creștere. Într-un clasament la nivelul țării, județul Vaslui ocupă locul 2 la acest capitol, însă nu doar aici sunt probleme. Avem creșteri, cum e de așteptat, la infracțiuni contra patrimoniului, furturi, care sunt un semnal de alarmă zilnic, media este destul de mare de furturi, fie din locuință, dar cel mai mult din locuință. Pe stradă, din anexe, se fură de oriunde se poate. Da, exact. Potrivit conducerii Inspectoratului Poliției Județene, un capitol care a înregistrat o oarecare scădere în ultimul timp este cel al infracțiunilor la viața sexuală.